revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar. 0334 405708. Iată că încă o dată pot spune că șunenii nu se dezmint, dau dovadă de simț civic, sunt atenți, iată, vă trimis sugestiile, ceea ce e foarte bine, știți cum e, că așa se mai lămuresc din asta. Și doamna care a sunat la telefon mi-a trimis pe privat factura cu telefonia mobilă, nu o să zicem asta, cum este până la urmă? Păi v-am și spus, într-adevăr, eu am eliberat o factură sub ideea că am realizat contractul înainte de termen, așa. Factură care am returnat-o și s-a terminat. Și le-am trimis și contractul prin care le-am arătat că contractul lor a fost expirat și până noi am semnat un nou contract. Okay. Deci ei au trimis o factură pe care noi am returnat-o, așa, la firma respectivă și le-am trimis copii după contractul nostru cu ei, prin care le-am arătat că el sunt în afara termenului. În afara termenului, da, sigur. Și nu e nicio problemă. Da, deci nu e nicio factură de 176 de milioane, pentru că s-a dovedit că asta probabil și-au anulat-o în contabilitate. Bun, ce să mai zicem noi aici? Vă întreabă cineva ce părere aveți, îl întrebe domnul, cum consideră criticile care vi se aduc, domnule primar? Cum e cu criticile astea? Cum să vă zic, mie îmi fac bine. De ce? Știți de ce? Mai în pomul cu roade se aruncă cu pietre. Da, dai cu bățul ca să mănânci. Sau dai cu bățul, da? Da, ei, da. În cel fără roade nimeni nu dă cu bățul și nimeni nu aruncă cu pietre, fiindcă nu are ce să cadă din acel pom. Am înțeles. Deci să înțeleg că vă stimulează. Sigur, mă stimulează, mă țin treaz, să zic așa, să știți că opoziția asta și criticile îmi fac bine, nu rău. Le doresc în continuare multe critici și vom vedea în final ce vor înțelege cășunenii și bun, da, într-adevăr, probabil că un pic au început campaniile electorale. Noi nu o să vorbim în continuare despre campanii electorale, domnule primar. Am zis că vorbim... Nici nu-mi doresc, îmi doresc să vorbim de administrație. Da, de administrație, vă rog, da, frumos, într-adevăr. Asta ne dorim, de fapt, cu toții, să vorbim despre administrație, despre lucrurile care s-au făcut și lucruri care urmează a fi făcute. Domnule primar, și schimbăm ușor registru, n-am epuizat subiectul Căminul de la Curița, că sunt sigură, dacă mergem în Cașin la ora aceasta și întrebăm ce ați înțeles, dragi cășuneni, or să zic că am înțeles că sunt unii care se ceartă, da. Da? Și sunt unii care încearcă să caută soluții. Corect. Eu sunt unul din cei care caut soluții să rezolvă acea problemă încă din anul 2012. Dar fără să fiu implicat în niște probleme ilegale. Am înțeles. Deci încercați să respectați, da, legea și să redați acel cămin. Dacă, să zicem, mâine ar veni constructorul la dumneavoastră la ușă, la primărie vorbesc, nu acasă, că vorbesc cu primarul, da, nu vorbesc cu cetățeanul Soroiu, și ar zice, domnule primar, haideți să cădem la o mediere, la o înțelegere, ce ați spune? Aș fi de acord. Dar în anumite condiții. Bine. În condiții legale și de bun simț, și să terminăm acea construcție și să-l dăm în folosință cetățenilor, mă repet, că ăsta este scopul meu. Nu am scopul și nu am niciun interes de a ține blocat acea construcție, încă ar fi aiurea, nu? Ce interes ar avea un primar să țină o construcție blocată? Să nu dăm folosință... Dar vă întreb un lucru, puteți lua construcția în orice parametri? Că, n-a mai intrat nimeni probabil în ea, n-a mai reparat-o, n-a mai... Dacă ar veni la mediere, s-ar face o analiză, o expertiză a construcției la stadiul care este ea acum, de degradare sau mai puțin degradare, și vor face o nouă proiectare și în care se vor stabili lucrările care trebuie să executate pentru terminarea ei. Deci se poate face. Nu? Deci vă doriți să înțeleg eu de la dumneavoastră? Din tot sufletul îmi doresc pentru acei oameni, fiindcă îi stimez și vreau ca acea construcție să fie terminată și redată publicului. Da. Acum am zis că vorbim despre lucruri care s-au finalizat și pentru că am văzut că se discută mult și știți cum e, multe sunt părerile, unele sunt împărțite pro, altele sunt contra. Haideți să vorbim un pic de asfaltările care s-au finalizat. Când, în ce ale ați început, domnule primar? Da, în anul 2014 am făcut un proiect de asfaltare a 5 km de drumuri sătești. Am încheiat contractul cu proiectantul, am terminat proiectul, l-am depus tot în anul 2014 la PNDL
și am câștigat finanțarea, iar în anul 2015 l-am și terminat. Deci este vorba de asfaltarea variantei satului Cașin, de vreo 7 străzi din satul Curița și 2 străzi din cartierul Andrășești. Trafic ușor acolo. Da, este un asfalt de trafic ușor, ușor, care este foarte bun, zic eu. Da, și iată că după atâți ani, din 2015 până în 2020, arată foarte bine. Chiar anul acesta am semnat recepția finală la terminarea lucrărilor, da, că asta se semnează după perioada de garanție, la care constructorul a avut 2000 de remedieri de făcut, ca să-și poate lua bani de garanție și le-a și făcut. Am înțeles. Deci în 2014 ați început, da, primul asfalt, care l-a și terminat de altfel în 2015. Sigur. Dar mai aveți și în curs de finalizare. Da, mai avem în curs de finalizare vreo 5 km și 600 de metri de drum. Da? De asfaltat în satul Curița și satul Cașin. Ne aflăm încă în execuție. Acum se execută șanțurile, rigolele. Apoi sper ca în luna lui august până în septembrie să trecem și la asfaltarea acestor drumuri. Ar fi o mică problemă că el s-a achiziționat acum 2 ani, atunci prețul la bitum, știu, la asfalt era 1. Mulți primari și multe primării, da, se confruntă cu problema asta. Deci euro era, atunci avea un preț, acum euro a ajuns la 4,9 lei și constructorii sunt cam imposibilitatea să-și gheie lucrarea, fiindcă nu este pe preț. Trebuie să vină, cum să zicem, cu alte cuvinte, cu banda acasă să ne termine, da, lucrarea. Da. Dar suntem în studiu și sper că o să găsesc soluția ca să terminăm această lucrare, ca fi păcat să pierdem banii europeni. Da, am înțeles. Deci, una peste alta, încercați, din ceea ce înțeleg eu de la dumneavoastră, să aduceți cât mai mulți bani din afară ca să faceți cât mai multe pentru comunitate. Sigur că da. Am mai depus la Ministerul Dezvoltării un proiect de extindere de rețea gaz de 17 km în satul Curița, care nu are, în Cătunul Vlașca, Cătunul Poghița și în satul Cașin, în unele locuri unde a rămas fără rețea. Sunt 17 km de rețea de gaz și avem speranța ca în viitorul apropiat să semnăm contractul de finanțare și să demarăm și această lucrare. Pe linie de infrastructură de apă, canal, avem proiectul PEPOIM, pe program PEPOIM, împreună cu societatea care ne furnizează apă, CRAP, aici pot să spun, da, numele. Da, putem spune că este furnizor așa, zonal. Și Consiliul Județean, proiect de extindere și înființare de rețea de canal în satul Cașin, extindere de apă. Stați un pic, noastră, practic, ce faceți în calitate de primărie? Puneți la dispoziție? Noi punem la dispoziție terenul. Am cumpărat și terenul pentru stația de epurare în zona Siliște, pe care s-a cheltuit 100.000 de lei, 1 miliard. Bani vechi, da? Pentru că în patrimoniul comunei nu aveați teren valabil. Nu era teren pentru stații de depurare și toate terenurile sunt private. Nu am avut un teren unde au găsit proiectanții de că se cuvine să facă stația care să fie din domeniul adecvat. Public. Da. Și atunci am fost nevoie să cumpărăm de la cetățeni. Am cheltuit suma, mai repet, 2 miliard pe acest teren. Avem cofinanțare pe fiecare an. Anul ăsta avem o cofinanțare de 1 miliard 600 de milioane pe toți anii. Practic beneficiarul acestui proiect este comuna Cașin și nu CRAB. Deci CRAB-ul va fi operatorul care va Corect. Administra. Și nici CRAB-ul. E o firmă care a câștigat licitația. Da. Acum, din informațiile care le am de la cei de la București, se află în faza de licitație proiect tehnic și execuție pe rețea canalizare, extindere apă și stații de epurare, că fiindcă sunt trei componente care vor fi scoase la licitație separat. Cu speranța, mi-au spus că până în toamnă, dacă nu vor fi contestații, să avem proiectantul și constructorul. Asta ar însemna că cel târziu anul viitor să se demareze aceste lucrări. Deci vreau să subliniez că aceste cine proiecte... face lucrările? Cine îi poate să-i verifice? Lucrările... Că s-a mai făcut canalizare și în alte localități și vreau să precizăm că sunt detalii extrem de importante. Lucrările le va face cine va câștiga licitația. Vă dați seama că nu avem să știm la ora aceasta cine va câștiga licitația. Cu siguranță va fi diriginte de șantier care va verifica această lucrare, că fiind sumele de bani foarte mari și lucrarea este de anvergură. Beneficiarul fiind comuna Cașin, primarul poate să verifice lucrările și va și semna proces verbal de recepție a acestor lucrări. Eu sper că anul viitor să înceapă aceste lucrări, care cu siguranță se vor termina peste 3 ani. Este o lucrare foarte mare și
nu se poate termina într-un an de zile. Ia uitați ce vă transcrie aici, vă transmite domnul Curelea. Contractul cu asfaltare a expirat pe 9 iunie 2020 și nu s-a făcut nicio asfaltare. Nu a expirat niciun contract de asfaltare pe 9 iunie 2020, probabil că are informații greșite, ca în orice primărie mai sunt și cărțițe, să zic așa, oamenii răuvoitori, nu funcționarii publici, neinformați. Neinformați și dă informații pe tavă, s-a prelungit. Deci s-a prelungit pe 6 luni până în 1 decembrie și acum se lucrează la o prelungire pe un an de zile, ca să avem siguranța că vom termina acest proiect. Este informat, dar parțial, parcă ar fi intenționat rău voi. Da, știți, parțial color, cum era odată. Da, într-adevăr, nu, dar parcă, poate dumnealui nu știe știind, vă dați seama că e greu să... Asta. Da. Scrie pe panou, mă corectează, într-adevăr, scrie pe panou. Pe panou, dar el s-a prelungit. Bine, dânsul ar fi bucuros nu să facă, deci așa ceva... Chiar nu, dacă nu cred că este, că e cășunean, domnule. Vă spun cu siguranță că va fi bucuros nu să se facă. Nu am afirmat asta întâmplător, se vede și activitatea lui pe pagina de Facebook, cum aruncă și împroașă cu noroi. Eu nu știu despre ce vorbiți aici. Poate eu nu-mi jignesc, mi-a jignit familia în enumerate ori, da, copiii mi-au urât copii. Aici, este foarte urât, să... fiindcă cine are o familie și crește un copil știe cât de mult se chinuie, cine nu... Da, nu cunosc detaliile astea legate de familii și de copii. Sunt probe. Și aici am probe salvate prin care mi-a jignit copiii și ultima dată am fost jignit, mi-a făcut obraz, deci nu se face așa ceva. Nu este frumos. Nu este frumos și corect. Într-adevăr, nu este corect și eu zic că poate... Dar căciunienii vor taxa lucrul ăsta cu siguranță. Da, ne întoarcem într-adevăr la proiecte, domnule primar, că avem nevoie de proiecte și ca și nu în general are nevoie de proiecte. Ați făcut un stadion. Da, prin Gal, Valea Trotușului, tot prin fonduri europene, am făcut un stadion în punctul Tănase, un stadion modern, omologat pentru Liga a 4-a, a ieșit din monitorizare anul acesta, a trecut perioada de monitorizare, stadionul arată foarte bine, lucrarea a fost făcută în tocmai cu proiectul, la acel stadion s-a mai făcut și un pod de trafic auto și peatonal, dar nu pentru stadion neapărat, ci pentru locuitorii care locuiesc în Cătunul Codbriceac, nu sunt mulți, sunt vreo 10 familii, dar trebuie și ele respectați. În afară de asta, aveau un drum impracticabil, aveau o mlaștină la intrare acolo în sătucul lor, pe care i-am scos din noroi, am făcut. Nu este asfaltat, dar este bine balastat, se poate circula cu viteză, zic așa, și cu 80 km la oră. Este un drum foarte bun. Și am... Adică în condiții decente, adecvate, sigur, lui 2020. Și am în vedere, chiar mâine o să vină un proiectant, vreau ca acel drum să-l bag în asfaltare. Este drum comunal 125, care face legătura cu comuna Bucium și se dau bani, fondul europene și pe CNI pentru asfaltarea astfel de drumuri și aș vrea să asfaltez acel drum, fiindcă nu pică apă și canal pe acel drum. Deci cei de la POIM nu au acceptat, având în vedere că aglomerarea urbană este foarte mică, sunt 10 case. Și atunci vă gândiți probabil să dacă se va face canal și stații de epurare, să o facem din buget local. Din buget local, o extindere mică din buget local și nu vor rămâne nici ei fără apă. Deci am vorbit de teren de fotbal și stadion. Într-adevăr, am observat că susține în general activitățile pentru tineri. Adică ați încercat în măsura posibilităților, de ce nu, să faceți mai multe activități pentru tineri. Și nu numai. Da. Că ați avut în vedere și sănătatea, un lucru extrem de important. Cum să nu susțin aceste activități sportive? Să luăm copiii de pe internet, să-i luăm de pe tablete, de pe telefoane, să ducem pe un teren de fotbal, să facă mișcare, unde e sănătate curată. Cum să nu susțin sănătatea? Că având niște copii sănătoși, avem și un viitor sănătos al localității noastre. Deci sunt lucruri primordiale pentru noi, cel puțin pentru mine ca părinte, copiii sunt primordiali, fiindcă ei sunt viitorul nostru, cei care vor lua ștafeta mai departe și va duce comuna Cașin, destinele comunei mai departe. Pentru asta s-a făcut și stadionul la Cașin, am făcut stadionul la Curița, teren de fotbal la Curița s-a făcut. Centrul tineret, prin care s-a achiziționat instrumente muzicale, pictură, sculptură, roata olarului. Acum suntem în căutare de profesori care să vină să meșteșugar, să predea copiilor aceste arte plastice. Le-am făcut locul de joacă. Prima mea investiție în calitate de primar, neavând bani, cum v-am spus, că am găsit un buget cu 2 miliarde de lipsă, a fost un loc de joacă pentru copii în satul Cașin. Nu mare,
dar destul de cochet și copiii îl folosesc. Și ceea ce vă felicit acum, mă scuzați pentru că ați reușit să faceți și onor, am vorbit și cu cetățenii, cu oamenii în vârstă care merg așa în baston și așa cum pot ei la magazin să cumpere zahăr, ulei, ce mai cumpără dumnealor acolo, i-am întrebat ce părere au despre trotuare. O idee extraordinar de bună. Vedeți că scăpa acum. Știți cum e? Omul care merge pe jos apreciază. Știu. Și copiii apreciază. Având în vedere că am făcut foarte multe investiții, din păcate câteodată și eu reproșez, mi-e scapă câte una. Dacă aveam două, trei, cum a fost la înaintea mea, le știi până din afară. Da, trotuarul acesta l-am făcut datorită faptul că traficul rutier pe Valea Cașului s-a intens. Poți să spui că ar fi un drum național, nu județean, da, sau un drum european, atât de intens s-a făcut și pentru protecția și siguranța cetățenilor, a copiilor, bătrânilor și a celorlalți, am luat inițiativa să facem aceste trotuare ca să le folosească și să îi îndepărtăm de carosabilul unde se pot întâmpla accidente și că am avut accidente, chiar și mortale, am avut din păcate. Și zic că aceste trotuare sunt de bun augur și foarte bune pentru locuitorii comunei Cașin. Anul viitor cerc să mai fac un proiect de continuare a acestora. Ar mai fi cam aproape 800 de metri și am terminat toată comuna pe partea dreaptă cu trotuare. La un capăt face și pe partea stângă? Pe partea stângă nu vom face deocamdată, fiindcă acolo este proiectat noua conductă de apă și canalizare. Ah, ca să nu stricați. Să nu stricăm, da. Am înțeles, mi se pare corectă abordarea și ca un bun gospodar, așa, cu grijă către banul public, pentru că e nevoie de chivernițeală. Și dacă tot am vorbit de asfalt, iată că Marian vă întreabă, deci domnule primar, de la 1-a 10-a 2020 avem drumul asfaltat în Curița pe uliță de 1,6 km? Da, la Curița nu e 1,6 km. Nu știu la ce se referă. Sunt 600 de metri. Așa. Sunt 600 de metri. Este drumul de la Lărguța, care duce în cătunul Lărguța. Și am speranța, cum v-am zis, că lucrez și mă zbat să găsim soluții, ca acel drum să fie asfaltat, ca și celelalte din Cașin, ca să nu pierdem finanțare de 38 de miliarde de lei. Știți, vă întreb toate lucrurile acestea, pentru că știți cum e, odată ce vă adresează aceste întrebări, înseamnă că așteaptă și răspunsul de la dumneavoastră. Sigur, și eu le dau răspunsul oricând și la primărie. La mine nu există audiență, cu toate că am un program de audiență, că așa prevede SCIM-ul. Da, corect. Să ai corect program de audiență, dar la mine toată ziua ușa este deschisă, oamenii vin. Am văzut că lucrați cu modelul ușa deschisă. Mai închid ușa din păcate atunci când domnul vrea să spună ceva confidențial. Vin oamenii sau mai intim și nu mai intim și nu vor să audă și ceilalți care așteaptă în antecabină. Și atunci se mai închide ușa. În rest, ușa stă larg deschisă toată ziua când sunt în primărie, audiențe și răspunsul la întrebări le dau și pe stradă și când la magazin, la cumpărături. Deci nu oriunde. Sunteți primar 24 din 24, nu sunteți... Sunt primar din 24, vă zic sincer, fiindcă mă sună chiar și noaptea. Am primit telefoane și noaptea. Sper că sunt de bun augur, nu de rău augur. Că... Soția s-a obișnuit. La început... Nu. Cam greu să înghiți așa telefoane miez de noapte, dar asta da. Este. Dacă ești primar, accept. Mi-am asumat lucrul acesta, să fiu primar. Îmi place ceea ce fac, fiindcă vreau să las ceva în localitate. Drept dovadă de asta am și preluat construcția bisericii din satul Curița, fiindcă acea biserică va dăinui peste ani. Știți cum e noastră? O canalizare se strică, repară alt primar, va rămâne ultimul care a reparat. Un drum se strică, cine îl repară rămâne ultimul care a reparat. Da, așa. Dar o biserică, trainic făcută, va rezista peste secole. Iar eu sunt om, nu? Voi trăi o perioadă de timp, da? Dar numele meu va rămâne pomenit de înjuriași de acolo și peste sute de ani. Și asta, cred, mi se face pielea de găină pe mine, este investiția mea de suflet. De suflet pentru că am reușit și am luat inițiativa în mandatul meu de primar să fac o biserică, să fac casa Domnului. Asta da, vă văd este... emoționat. Da. Știu că sunteți un om, ori de câte ori puteți mergeți la biserică, am văzut și copiii sunt la fel, i-ați crescut cu frică de Dumnezeu, cum se zice, așa, și cu dragoste față de cele sfinte. Sigur, copiii trebuie să crească, toată lumea trebuie să-și crească copiii cu frica lui Dumnezeu.
fiindcă Dumnezeu există. Așa este, există, cu siguranță. Da. Ne întoarcem la proiecte și am zis că n-ați uitat nici sănătatea. Trebuie să recunosc că acum participam la ședințele de Consiliu și dumneavoastră îmi spuneați despre faptul că vă gândiți să faceți dispensar în Cașin. Mi se părea așa ușor utopic. Nu vă ascund acest lucru și nu prea v-aș fi crezut. Adică nu că aș fi avut eu ceva cu dumneavoastră, dar cine ar fi venit, domnule, la Cașin să fac un cabinet de stomatologie? Sau de medicină de interne? Sau? Haideți să vorbim un pic. Da, atenția, v-am spus, a fost deosebită și m-am aplicat și asupra stării de sănătate a populației. Și am reușit pe PNDL2, din 6 proiecte pe care le-am depus, unul să fie finanțat. Avem imagini de la inaugurare. Și acela este extinderea și modernizarea dispensarului din comuna Cașin. Ei, din acea extindere a ieșit un cabinet stomatologic modern, cu aparatură modernă, pus la dispoziție tot de primărie, tot prin proiect, și un cabinet de interne tot cu aparatură modernă, pus la dispoziție tot de către noi. Este un lucru extraordinar. Deocamdată am găsit stomatologul și stomatologia funcționează. Toți copiii din Cașin merg la stomatolog. Deci, mai ales că domnișoara doctor, că este domnișoara doctor, este tânără și i-a tras. Știți cum e? Da. E și ea un copil. E cam greu. Este un copil mai mare, am un copil înțeles, mai mare. E cam greu să mergi la stomatolog, nu prea mergi de plăcere, știți? Da. Copiii merg la domnișoara doctor de plăcere, fiindcă dânsa este un copil mai mare. E așa apropiată de vârstă. Da. Și atunci mă bucur extrem de mult când văd copiii, ies bucuroși de acolo, vedeți pe imagini, arată, avem și lift. Da, pentru persoane cu dizabilități. Este făcut modern, la ultimele standarde de sănătate și construcții. A fost așa o dorință de a dumneavoastră? V-au cerut cășunenii sau o ambiție? Nu a fost o ambiție, a fost o dorință și o necesitate pentru locuitorii comunicați și să aibă cabinet stomatologic și de interne. Este o necesitate a zilelor în care trăim. Suntem în anul 2020. O localitate care se respectă trebuie să aibă aceste servicii de stomatologie, medicină de interne, chiar dacă nu sunt... Cu farmacie. Farmacie, sigur, farmacia care a reușit în mandatul trecut să o deschidă. La școala Curița avem un dispensar modern. Am făcut și acolo, în școală, un dispensar modern și anume un dispensar pentru medicul familie și un cabinet de interne, dotat cu EKG, ecograf și toate celelalte trebuințe unui cabinet de interne. Aici stăm un pic acum mai... avem o carență că nu avem doctori. Nu am găsit doctorii care să vină la cabinetul de interne, dar avem niște discuții și sperăm ca în perioada următoare să dăm drumul și la aceste două cabinete. Ce frumos! Iată că oamenii au nevoie. Dacă v-au cerut, înseamnă că se simțea lipsa. Lipsa, într-adevăr. Oamenii nu aveau stomatologie, trebuiau să meargă în oraș, costurile sunt destul de mari. Și timpul, și nervii, și programările, și tot așa. Așa că au ce trebuie la ei acasă. Primiți și felicitări, au fost mai multe felicitări. Cristi Roșu vă zice: domnule primar, vă doresc mult succes, iar în echipă o să izbutiți să câștigăm și alegerile locale. Iată că tot spre electoral se duc mesajele. Iată că o doamnă Dorina vă transmite felicitări: domnule primar, sunteți harnic și gospodar și a schimbat fața comunei Cașin. Cine nu muncește, nu greșește, de aceea vor exista mereu cârcotași, dar dumneavoastră aveți multe de făcut în continuare și aveți realizări pentru comunitatea dumneavoastră cu care să vă mândriți. Frumos. Da, într-adevăr, vedeți, eu am zis că reușesc să acopăr într-o oră și jumătate multe probleme pe care mi le-am pus eu în gând să le abordăm. Din păcate nu am reușit. O să vă rog lunea următoare, dacă vă permite agenda, pentru că nu știu exact cum stați cu timpul, o să vă rog să veniți să ne lăsați un rând de copii despre acest cămin de la Curița, pentru că ați făcut niște afirmații și o să avem nevoie de fundament, ca să zicem așa. Sigur. De dovadă legală și de solicitarea doamnei Gabriela pe 544, să vedem exact cam ce ar trebui de răspuns. Eu deocamdată, ce să zic, vă mulțumesc pentru prezență în emisiune. Știți, s-a scurs așa cum foarte repede, nu pot să mai așa, dar promisiunea e a dumneavoastră că veți veni lunea următoare. Cu siguranță voi veni, dacă nu se va ivi un drum la București. Că... Sau o finanțare, sau, nu? Păi da, că acum lucrăm la un proiect privind programul de sprijinire a eficienței energetice, să modernizăm tot iluminatul public din comună inteligent. Ce înseamnă asta? Adică... Consum la jumătate, da?
bani la jumătate plătiți către furnizori, iar... Ce factură plătiți la curent electric, la iluminatul stradal? Pe un an de zile, ca să vă facă un calcul, zile, da. Cam 120.000 de lei, 1.200.000 de milioane. 1.200.000 de da. Și dacă reduceți la jumătate... Asta cu program. Da. Dar știu că prin, este un program. Prin proiectul care l-am făcut de iluminat inteligent cu LED-uri, va scădea consumul la jumătate și ne vom permite ca iluminatul să funcționeze toată noaptea. Nu cu program. Începând când se întunică până dimineața când se face lumină, el la multe ore poate să scadă intensitatea lui. Da, deci și consumul. Se activează deci eventual, probabil. Este un iluminat inteligent, așa se numește, și e păcat ca să nu prindem această... O veste foarte bună și sunt șanse să prindeți finanțare? Sunt șanse de 99,9% să prindem această finanțare. A, deci proiectul... practic trebuie să mergeți să semnați contractul? Nu, să depunem proiectul. Așa. Și proiectul nostru este gata. Am lucrat, am forțat proiectantul să ne facă treabă, nu l-am lăsat, l-am pistonat, să zic așa cum zice la cașă, l-am chisat. Da? Zi de zi, să facă treabă ca să am proiectul să-l depun printre primii. Știți că linia de finanțare nu este știți, la infinit. Primul sosit, primul este, dar nu e la infinit. Deci banii nu sunt la infinit. Nu e o pungă fără fund. Fără așa. Fond. Da, și atunci înțeles. Primii veniți sunt primii serviți și proiectul aveți să fie... foarte bună. Ne-ați spus așa pe final de emisiune, da. Dar poate veniți în următoarea emisiune și ne ziceți, da, domnule, am reușit, am depus proiectul și o să vedem dacă sunteți declarați câștigători. Cu siguranță voi veni cu zâmbete pe buze că sunt optimist și așa am făcut toate proiectele fără să mă gândesc că nu voi câștiga și le-am câștigat pe toate. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc spor la treabă și multă, multă sănătate, pentru că aveți nevoie până la urmă, știți cum e, dacă suntem sănătoși și putem face mult mai multe lucruri. Și vă mai așteptăm pe la noi. Cu siguranță, luni voi veni cu drag, voi veni cu celelalte documente. Deci, și cu solicitarea doamnei Gabriela. Sigur, și tot ce vorbesc pe documente, da? Scris. Am înțeles. Mulțumim încă o dată. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!